Unguru Bulan se aude în fiecare dimineață numai la Pro FM cu Grig și Ionuc. O capa! Nene, ați blocat dumneavoastră ușa pe dinăuntru? Da! Și eu am vrut să ies, dar am crezut că de bace îți n-o pot deschide. Dar de ce ați blocat? Pentru că azi oricum nu iese nimeni, băi! E simulare de sirene! Ce vorbești, mă? Și dacă tot e numai simulare, cu ce ne ajută? Că o să știi cum să te comporți când o să fie bai, mă, ciuriburi! Ce bai? Păi poate fi alarma de dezastru, alarma aeriană, tu știi ce să faci! Da! Ce faci? Păi dacă e scandal, salvezi orice joc mă joc în momentul ăla și mă ascund. Salvez orice joc! Păi da, chiar dacă rămânem fără casă, măcar am jocul salvat! Eu mă ascund în trabant, acolo-s protejat! Fa, ăla nu rezistă nici la alarmă de vânt, mă! Dar unde că nu bate vânt așa tare? Dar nu mă refer la vânt din exterior, mă! Tu nu mai știi când ai dat un vânt la semafor și i-a picat volanul și două geamuri? Ioi, ba da! Na, cu putrăgaiul ăla vrei tu să te aperi de calamități, mă! Și ce sirene o să fie? Ia, stai că începe! Să numărăm! Una, două, trei, patru, cinci sirene a 16 secunde! Asta e alarma la dezastre! Și ce trebuie să facem? Păi astea pot fi cutremure, inundații, ne băgăm sub masă sau sub tocul ușii! Dacă e cutremur, dar dacă e inundație? Atunci îl folosim pe nenea Unguru pe post de amfibie! Corect! Cum? Ăsta are branhi, mă! Cum crezi că bea atâta bere? I-a ajunge numai gura! Corect! Ăsta trecut prin inundații cu bere, cât el am avut noi zile treci, mă! Acum ce se aude? Hop, trei sirene a 32 de secunde. Pre-alarma aeriană. Mie mi se pare la fel. Nu-i la fel, bă, de data asta 32 de secunde ține o sirenă. Păi și ce? Dacă e atac aerian, eu am timp să stau cu cronometrul în mână. Și în cazul ăsta ce facem? Ne ascundem în bunker. Ce-i ăla? O încăpere subterană, fără geamuri, fără lumină, rece, umedă, mizerabilă, dar care te salvează? Deci cam cum e apartamentul nostru? Cam da, da. Na, deci mai bine rămânem aici. Opa, ăsta e atac aerian. De unde știți? N-auzi? Patru sirene a 15 secunde. Fă, eu știu sirene care țin mai mult. Bă, cioban spațial, eu nu vorbesc de pești fără sutien aici, bă. Asta e viața reală. Și asta ce-i? Asta înseamnă încetarea alarmei. Deci ăștia dau alarma ca să-ți spună că e gata alarma? Cam așa. N-ar fi mult mai simplu să nu mai dea. Bă, dacă așa e regula, ce ne băgăm noi, mă? Dar mie mi se pare că tot la fel sună. Nu, asta e o singură sirenă, ține 2000. Și de unde știți că e aia? Că încă n-a trecut 2 minute? 2 minute? Deci apuc să fac un duș până văd exact ce e. N-apuci! Ia, e gata! Flăcăi, pericolul a trecut! Instructajul e gata! Ați înțeles? Blană! Coptile? No, unde-i? Unde-o dispărut, bă? Coptile! Da! Unde ești, mă? Sub masă! Sub masă, zice? Păi n-a zis că înainte de dezastru să ne băgăm sub masă? Ba da! No, că tocmai m-o sună băieții să mă duc la fotbal! Ok, și? Păi n-ați văzut ce dezastru a ajuns fotbalul românesc? No, destul pentru azi! Da, oricum ai Bulan în fiecare zi! Unguru Bulan e în fiecare dimineață, numai la Pro FM, chiar și în weekend și pe profm.ro, normal!